O femeie a reușit să obțină permisul de conducere după numai puțin de 960 de încercări. Eșecurile repetate i-au scos din buzunar aproape 12.500 de euro. Femeia, de 69 de ani, din Coreea de Sud, a dat proba scrisă pentru prima dată în 2005, dar a picat-o. Ulterior, a dat examenul în fiecare zi, 5 zile pe săptămână, timp de 3 ani. Apoi a început să dea testul de 2 ori pe săptămână, până când l-a luat în sfârșit.